Poliția rutieră a aplicat în numai câteva zile peste 276 de amenzi în valoare totală de peste 50.000 de lei noi. Astfel, controlele poliției s-au materializat în verificarea peste 280 de autoturisme și legitimarea peste 290 de persoane. Pentru 14 conducători auto, controlele au fost cu ghinion, s-au ales cu permisele de conducere ridicate pentru o perioadă de cel puțin o lună de zile și 14 certificate de înmatriculare confiscate de oamenii legii. În cursul zilei de el, polițiștii mehedințeni au aplicat un număr de 276 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 50.000 de lei conducătorilor auto care au încălcat regulile de circulație. Totodată, aceștia au legitimat 293 de persoane, au controlat 281 de autovehicule și au reținut în vederea suspendării 14 permise de conducere, au retras 14 certificate de matriculare și au constatat 4 infracțiuni la regimul rutier. Polițiștii de la Brigada Rutieră acționează pe toate arterele rutiere importante din județul Mehedinți, în special pe drumurile aglomerate, europene, naționale și județene, dar și în municipiile Turnul Severin și Orșova și în orașele Baia de Aramă, Vânjumare și Strehaia. Polițiștii rutieri mehedințeni acționează permanent pentru prevenirea accidentelor rutiere, dar și pentru sancționarea celor care încalcă codul rutier.